Bună seara. Bună seara, domnul Heliosan de la Heliosan TV. Doamnelor și domnilor, avem în dreapta noastră un alt fel de domn, P01. Ce doriți să ne spuneți în această seară, domnule P01? Păi ce să vă spun, domnul Chilie? Penitenciarul merge bine? Avem aur, cu camera e ok, se mai întâmplă. Are sindromul Tourette, băiatul. Sau... Salutare tuturor, numele meu este domnul Don Stefanos și vin dintr-o galaxie foarte îndepărtată numită Andromeda. Și doamnelor și domnilor, am devenit într-adevăr și în adevăratul sens al cuvântului Nuntaș Boys. Aoleu. În această săptămână cât am lipsit, am consumat foarte mult TikTok și am observat că sunt destul de mulți bărbați care fac rating la serverele de 5M din România. Și m-am gândit, pentru că n-am făcut niciodată un tier list cu 7 servere de 5M. Hai să începem. Primul server, Hyper4Kings. Bă, uite mă. Salut, regele meu. Ce zici? Mamă, ce e asta? Tesla? Da. Murim, fii atent aici. 45.000 pe kilometru, lasă-mă aici că murim! Lasă-mă aici că murim! Cum pot să văd și eu câte ore am în oraș? Acolo, zic out of character, ok? Auzi, bro, cât costă cea mai ieftină mașină? Mai ieftină nu știu, dar hai că să dau mașina, că n-aș cu ea. Bun, și acum e a ta. Te salut! Bă! Bă, uite, bă! Salut, brother, dai mașina? Da, da. Mamă, m-am și speria, băga mea și manelele mătii să-mi bag. Bă, dar ce p***a mea merge așa mașina asta, mă? Ia-o pe mea. Hai, mersi. E plătit, băieți, e plătit. Bă, veni aici, bă, pleacă. Pot să parchez și o mașină aici? Sunt domnul Valet, am adus mașina. Ok. E casa ta aici? Da. Cred că nu ar fi nicio problemă să fac și eu un duș, să mă spăl și eu puțin. Nu ai baie acasă? Nu prea am casă, nu. Da, o și tăcere un răspuns. O să consider un răspuns pozitiv. Mai avem și noi nevoie de un nume așa. Te bagi? La ce? La Jaf? Da, tu cu mine și cu băiat. Cum te numești? Gicuța mă numesc. Cum mă? Gicuța mă numesc. Gicuță? Hai, urcați. Hai, jos. Stai, cum o dau jos din mașină? Hai să-l așteptăm. Hai să vedem ce avem pe el. A, făcut ticket, lasă. Urcă, urcă, urcă. Salut, băieții ăștia au vrut să mă jefuiască și am 4 nu, ore. Nu, șefule, nu, șefule, n-am vrut. Papa, Gicuță. Pare rău, Gicuță. Gicuță încearcă să fugă cu aia de admin. Uitați-vă și voi, încearcă să fugă pe jos, Gicuță. N-a reușit, Gicuță. Poate data viitoare. Îmi pare rău de Gicuță cu aia, mă rog eu, găsiți-mi-l pe Gicuță cu aia. Hai să vedem ce rating îi dăm. Economie, 6.5 din 10. Nivel de roleplay, hai să-i dăm așa, cu indulgență, un 7 din 10. Cu design scripturi, să mă bată mama dacă nu, este un 2024, apare imediat GTA 6. 4 din 10, băi. Joburi,
7,5. Iar staff, bă, mi-a plăcut staff-ul. Staff-ul 9 din 10. Media 6,8. Vreți să continuăm cu ratingul, mă? Hai să vedem cum e Cronos. Și o să punem aici Don Stefanos, vârsta 29. Prima oară o să mergem să ne îmbrăcăm, că sunt bubui. Ce? Păi, unde e harta? A, uite aici. Aaaa! Păi, ce p***a mi-apar chestii în față, ești prost! Când mă joc eu cu aia, a apărut unul din Oclip să-l ia pe ăsta. Nu poate să... Ăsta a zburat în ceruri, cu aia ce se întâmplă, cu aia! Oh, hello, your, what is your name? Labă, Ionuț. Your name is Labă? Labă, Labă. You have a car, Mr. Labă? Yes, I have, come with me. E prea haos aici, hai să mergem altă ziua. Tu stai, se schimbă culoarea la mașină, mâncați și p***a ta. E ambulanță. Mă, ce se întâmplă? Mă, mai auziți, nu? Păi, mi s-au stricat căștile. Bă, ce p***a mea se întâmplă, mâncați și p***a ta. Vreți să auziți cum se aud căștile? Ce p***a mea are? Gata, mă, merg. Să mor tu că mi-ai dat pistol. E rege, mă, ești nebun. Hai pe sus pe mega mall-ul ăsta. Dă-mă drumul de aici, e zona noastră aici. Bă, dă-i drumul de aici, că te-mi puși... Bă, te-a picat? Dar cum am pușcat cu aia dintr-un glunț? Nu știu, aici sus, dacă stai, genial te vezi... Bă, din gură, domnul polițist, vă place la jail? Cu plate power. Domnul polițist, vă place la jail? Da, mi-a dat jail, băi, vorbi serios? Care ești? Deci... Bă, liniște, mă, că vă ia mama, drecu! Stai, bă, dă-te în pizda, mă, stai, bă, dă-te în pizda, mă, din caracter. Salutare, chat, salutare, boys, sunt aici cu frații mei, cu Nicolae Căcatul. Nu dați like, am căzut să moară mama! Mașina mea! Tap tap, regilor, dați și voi acolo un share, regilor. Hai să vedem ce rating îi dăm. Economie. Destul de dubioasă. O să-i dau un 6 la asta. Nivel de roleplay, tot 6. Hood design scripturi, 6. Uite, la job-uri o să dau un 6.5. Iar la staff le dau tot 9 și aici. 6,7. Asta este, din punctul meu de vedere, ratingul pentru Cronos România. A, cum te numești? Andrei, frate. Salut, Andrei. Vrei să faci niște bani seara asta, Andrei? Da. Am de făcut un reportaj cu niște polițiști și mă gândeam dacă vrei să te îmbraci cu mine, reporter, să facem niște reportaje la poliție. Ce zici? Te bagi? Da, de ce nu? A! Scuze-mă. Bă, ești nesimțit? Poftiți. Bă, dar ești incredibil! Bă, să mă bată mama, ești incredibil, bă, băiatule! Scuze-mă! Nu l-am mai văzut pe fratele. Bă, dar ești incredibil, bă, băiatule! Bă, ești incredibil! Îmi dă... Lasă, 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 pula mea! Vă rog frumos! Haide! Konnichiwa! Eu, Kelio-san, de la agenția de știri Kelio-san TV. Vrem să discutăm despre rata criminalității și să ne arătați și nouă cum gestionați penitenciarul Sandy Shorty. Mă, mă diric cu camera aia. Bă, mi-ai dat pălăria! Bă! Eu unul vreau să încep cu Konnichiwa. Konnichiwa, domnilor. Filmează, băi. Uitați camuri, da. Daniel, filmezi, da? Da, da. Bun. Zi,
Bună seara. Bună seara, domnul. Cu cine avem onoarea? Domnul P01, director penitenciar. Domnul P01, Chelio San de la Chelio San TV. Doamnelor și domnilor, avem în dreapta noastră un alt fel de domn, P01. Ce doriți să ne spuneți în această seară, domnule P01? Păi ce să vă spun, domnul Chelie, penitenciarul merge bine? Cu camera e ok, se mai întâmplă. Are sindromul Tourette. Dacă aveți așa pe final 2-3 vorbe să spuneți pentru tinerii noștri telespectatori, stau bine să mă uit. Fiți cu minți și evitați pușcăria. Fiți cu minți și evitați pușcăria. Vă mulțumesc frumos. Eu am fost Chelio San și vă urez o seară extraordinară, doamnelor și domnilor. Domnilor, se poate o poză de grup? 1, 2, 3 și cheese! Gata, mă, am legat. Domnul Stefanos, manca mea pula. Băga mea și pula în pakistanezul ăsta să-mi bag Nicola și în tine. Cei care nu știți, boys, domnul... Domnul Stefanos, manca mea pula. Bă, vă gămești pula în gura voastră! Următorul server pe care o să îl retuim o să fie Underground România. Salut! Vrei să-ți dau 40.000? Da, frate. Mamă, mersi mult. Hai bine la mine în mașină, nu te jupești. Da, haide, haide. Deci, normal că vii, bă. Deci ai jucării. Știi ce zic? Bine, bine. Asigurare. Nu am bani. Asigurare. Nu pot să cred, a fugit. Ce nesimțit. Fute ceapa, mă, se mă duc pe mine. Intră în el. Nu e voie, nu e voie să intri în el. De ce? Nu ți-e frică? De ce să-mi fie? Asta clar că nu e frică. Doamne, ce pășor, băi! Băi! Garagia, ce e aici? Bă, mă luați la mișto! Ia duceți caietul cu temele să le vedem! Numai domnul de sport vorbește așa. Numai domnul de sport vorbește? Păi eu sunt domnul de sport! Ușor pe aici că... Mamă, uite, ăsta e mafiot, cred că. Hai fă stânga aici, a? Bă, ce faci, mă, de ce te-ai dat jos? Să-l vezi. Bă, ne vă mafioții și ne împușcă, bă. Hai, dă-i la spital. Dă-i la spital. Bă, trage! Bă, fugi, bă, că trage ăsta după noi, fugi! Aaaa! Fugi, bă! Fugi, bă, că ne-am aici, bă! Nu mai avem roată! Sună, bă, la poliție, că murim! Bă, ce faci, bă? Da, mas, aici. Jocul! Ce, bă? Jocul! Ce joc? Bă, o căzută din mașină! Prietenii noștri! Bă, ce faci, bă? Nu te știai că murim! Bă, am și o întrebare. Cât facem, mă, 2 plus 2 împărțit la 2? 5 facem! 5? Bravo, băieți! Bravo, băieți! Hai să dăm ratingurile. Bă, economie 7,5. Nivelul de roleplay, tot 7. Cu design scripturi, 8,5. La joburi, 7,5 la joburi. Iar staff-ul mi-a plăcut foarte mult, nota 9. 7,9. Destul de solid. Uite-i pe ăștia mâncați ăștia. Ce p***a mea e asta? Vedem. Băi, tu ești boșorul ăla de m-a bătut? O dăm, băi, boșorogule! Tu m-ai bătut, bă, crezi că am uitat, bă? Băi, crezi că am uitat că ești rasist cu chinezoii? Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-i primească. Mi-a dat pachet. Pentachil! Cred că am greșit puțin, bătrânule. Cine v-a mai chisit? A mea? Bă, adevărat, băi! Ia vedeți după evaluare! Cisu, te rog să-l duci pe domnul la un garaj. Te salut! O să ne întâlnim. Te salut și aici de tine. Haide, domnul la... Duce pistolul la tine, dă-i în față. Dacă apeși pe stație, te omor, ai înțeles? Și acum o să mă răzbun și o să te jefuiesc. Fără manevre. O să mă uit în telefonul tău, domnule Cis. Intră în telefon, contacte. Cine este următorul pe nume Bosu?
Ia să vedem numărul. 110. Nu răspunde. Alo. Mai ții minte că m-ai bătut? Da, mă, zi-mi. Am omul tău. Zi. Am înțeles. Cum vrei să rezolvăm problema? Credeai că-mi vine hack, boșorocule. Trebuie să-mi aduci un tech, o parașută și un set de scafandru. Așa? Da, tot, este destul de decent. Ai scăpat, băi. Vreau să văd pe ce stație ești. Acum dăm stația. Hai că alergăm, hai după mine. Oh, ușor, ușor, ușor pe aici. Deci dacă am căzut și am leșinat, să moară mama dacă nu mă ridici și mă duci la spital. Că dacă nu te omor... Băi! Nu face manevre cu mine, Cisu. Cisu, nu face manevre cu... Băi! Cisu, să răni, te omor! Bă, unde ești? Bă, te împușc! Nu pot să cred, ce mă fac, boys? Ce sunt trebuie? Ești pe autostradă, aruncă-te acolo, sub autostradă. Sub autostradă, băga mea, ești pe... Fumăr! A, e la telefon, cu aia. M-auzi? Da! Oh, ce faci? L-am pierdut! Îmi pare rău, era o glumă, l-am pierdut! Cum ți-a scâmpat, tati? Am alunecat și mi-a rupt piciorul și a fugit. Îți dai seama că totul a fost o glumă? Da. Deci să înțelegi că nu te caută nimeni și nu te mint. Eu sunt un om de cuvânt. Dar a doua glumă de acest fel, s-a putea să te lovești rău la cinunci. O seară bună, tati. Să te închid atunci, bine. Te pup, te pup, bătrânule. Aveți grijă de voi, iubiți-vă, familia este foarte importantă. Sunt Don Stefanos, vin dintr-o galaxie foarte îndepărtată numită Andromeda și sper să ne revedem cu bine. Vă pup, vă mulțumesc pentru simplu fapt că existați aici pe chat, pentru toată susținerea și ne vedem data viitoare. Ciao, noapte bună tuturor!